poți întrece pe Dumnezeu în dărnicie. Dați și vi se va da, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Luca 6,38. Unii au pus banii sau sistemul de comerț al lumii înaintea lui Dumnezeu. Dar Biblia afirmă, în Apocalipsa 18, că dacă ne încredem în bani, vom eșua. Am descoperit un mod simplu de a aborda banii. Încearcă să-L întreci pe Dumnezeu la dărnicie. Adevărul este că nu poți să-L întreci pe Dumnezeu, dar când încerci, rezultatele sunt uimitoare. Cu cât dăm mai mult, cu cât ascultăm mai mult de El în ce privește finanțele noastre, cu atât mai mult ne binecuvântează. Pe măsură ce facem mai mult pentru alți oameni, vom descoperi că suntem mai fericiți și mai împliniți decât am fost înainte. Societatea ne spune să investim totul în sistemul lumii și să lucrăm tot timpul pentru a face mai mulți bani. Dar dacă o facem, nu vom avea niciodată nimic care contează, mai ales bucurie. Și nu vom putea să ne bucurăm de banii pe care îi avem, pentru că nu-i vom folosi cum vrea Dumnezeu. S-ar putea să nu aibă sens în ochii lumii. Dar Dumnezeu nu dorește ca tu doar să faci bani și să-i risipești. Dumnezeu spune că dându-i mai departe, în cele din urmă, vei avea mai mult. Te provoc să-ți mărești generozitatea astăzi. Crede-mă, nu poți să-L întreci pe Dumnezeu în dărnicie. Rugăciune. Doamne, știu că planul Tău pentru finanțele mele nu coincide cu cel al lumii, dar știu că atunci când dăruiesc așa cum îmi spui, Tu îmi vei purta de grijă. Banii mei sunt ai tăi și îi voi folosi așa cum crezi tu de cuvință. Alfa.